Hello, oameni frumoși! M-am întors și am de gând să mă întorc în forță pentru că experiența asta cu operația m-a schimbat destul de mult și astăzi vreau să vă povestesc în mare cum a fost ultima perioadă pentru mine și cum a fost operația, cum a decurs toată situația, cum m-am simțit, cum mă simt acum și așa mai departe. Deci a trecut o lună și vreau să zic că uh, fizic m-am refăcut. Puteți să vedeți și voi uh, cicatricea. Nu se mai vede foarte, foarte tare, dar uh, pe exterior se vindecă mai ușor decât pe interior. Pe interior simt că încă este ceva desut care încă nu s a prins 100%, dar este din ce în ce mai bine. Și din punct de vedere psihic, încă mă lupt cu anumite stări pentru că nu am ajuns încă la doza perfectă de eutirox pentru cine nu știe, mi-am scos glanda tiroidă și um, încă nu am <coughs> Îmi scuzați, încă nu am ajuns la doza perfectă de Eutirox, care este medicamentul pe care trebuie să-l iau toată viața de acum înainte, pentru că mai trebuie să-mi fac un set de analize peste o lună și atunci o să stabilesc împreună cu medicul endocrinolog dacă rămân la această doză de 85 sau dacă o mărim sau o scadem. Um, am tot felul de stări. Trebuie să fiu sinceră cu voi și am tras foarte mult de mine astăzi ca să mă pun în fața camerei și să filmez, pentru că nu mă simt chiar bine, să zicem așa, nu sunt nici rău, și sunt foarte recunoscătoare pentru că operația a decurs bine și acum pot să stau liniștită și pot să mă gândesc că nu mai sunt suspectă de cancer tiroidian și uh, pot să mă bucur de rezultat, doar că din cauza acestor hormoni artificiali care practic asta înseamnă eutiroxul, hormoni artificiali, încă n-am ajuns la un echilibru interior și mai ales psihic și emoțional. O să vă povestesc un pic așa din experiența mea. M-am internat pe 6 decembrie seara și m-am operat pe 7 dimineața. A fost o operație care a decurs bine. Medicul chirurg este foarte, foarte, foarte priceput și mi-a transmis din prima secundă când l-am cunoscut, o stare de calm foarte puternică și am avut încredere în el. Deci, simt că am mers pe mâini bune. În cazul în care trebuie să vă operați și voi de um, glanda tiroidă și vreți să vă operați la Cluj, medicul se numește Ciuce Constantin și îl găsiți la. Clinica Regina Maria. Operația în sine nu este o operație foarte complicată, în sensul în care glanda tiroidă este un organ care, în momentul în care este scos, poți trăi fără acest organ mult și bine, doar că ești obligat să iei această pastilă în fiecare dimineață, pe stomacul gol cu 30 de minute înainte să mănânci. Și asta va fi rutina mea în fiecare dimineață cât oi trăi. Dar având în vedere riscurile pe care uh, le aveam în momentul în care aveam acei noduli pe glanda tiroidă, să zicem că nici nu contează faptul că trebuie să iau pastila asta având în vedere că putea să fie de o mie de ori mai rău sau mai gravă situația. Vreau să vă zic că nici măcar nu mi-am dat seama exact când mi s-a făcut anestezia generală pentru că am ajuns în sala operatorie, m-au întins pe un pătuț și mi-au pus uh, o branulă, dar nu știu de ce în capul meu atunci, probabil pentru că eram agitată, consideram eu că acea branulă este pentru altceva. Și de fapt, în momentul în care mi-au pus branula, efectiv după 5 secunde, am adormit. Și m-am trezit după vreo două ore de la operație, m-au lăsat să mai dorm în salonul de la terapie intensivă înainte să mă trezească și când m-am trezit am rămas foarte uimită că deja se terminase tot. Era în ceva ce Ok, deja s-a întâmplat. Când s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, wow, sunt bine! Și prima chestie pe care am făcut-o a fost să încerc să vorbesc, pentru că unul dintre riscurile principale în ceea ce privește această operație, care repet, nu este o operație grea, dar are niște riscuri, și aceste riscuri, um, principalul risc, de fapt, este să rămâi fără voce și vă dați seama că mă gândeam la chestia asta și eram un pic anxioasă pentru că mă gândeam ce o să fac dacă nu o să mai pot să vorbesc și în momentul în care am vorbit, am vorbit cu asistenta și i-am spus că mor de sete și că vreau apă, am conștientizat că sunt ok, <laughs> și tot atunci mi-am dat seama și de disconfortul pe care îl simțeam în interiorul gâtului, care, repet, nu era un disconfort foarte mare atunci pentru că eram sub influența pastilelor și uh, nu simțeam exact realitatea, eram așa într-o stare de plutire, o stare euforică. Și um, aveam gâtul foarte uscat, foarte, foarte, foarte uscat. Deci, n-am avut în viața mea gâtul atât de uscat și îmi doream foarte mult să beau apă, dar nu m am lăsat să beau multă apă, doar înghițituri foarte micuțe, pentru că, datorită, sau mai bine spus, din cauza anesteziei generale, aveam o stare de grață, dar fiecare organism reacționează în felul lui și fiecare om are o experiență diferită chiar dacă operația este aceeași. Eu am simțit o stare de greață foarte puternică, mai ales când mă mișcam sau când încercam să beau apă. În seara operației n-am putut să mănânc absolut deloc, doar Mirosul de la mâncare mă făcea să îmi doresc să merg la baie și să vomit. Și atunci mi-au pus o perfuzie cu tot felul de glucoză, vitamine, minerale, ce-o fi fost acolo, ca să totuși am ceva în sânge și să se refacă organismul mai repede. A doua zi dimineața m-am trezit destul de îmbușită așa de realitate pentru că se terminase efectul pastilelor și nu mai aveam această stare de bine, mai ales că seara înainte să mă culc mi-au dat o pastilă care m-a făcut să dorm extraordinar de bine. Eu, în general, am probleme cu somnul și vreau să zic că cred că am dormit mai bine ca niciodată când mi-au făcut anestezia generală și seara, în seara respectivă când mi-au dat acea pastilă. Și uh, prima zi s-a dus, a fost ok, foarte ok. A doua zi m-am uh, confruntat cu tot felul de dureri, nu foarte puternice, dar totuși simțeam destul de multe uh, senzații ciudate, în sensul în care eram foarte slăbită, uh, am și slăbit uh, în perioada asta. Nu reușeam să merg... Uh, foarte mult, trebuia să mă opresc și să mă sprijin sau să mă țin de ceva și uh, cred că cel mai greu a fost primele 3, 4, 5 zile. Oricum am stat în spital până pe 10, deci de pe 6 până pe 10 și uh, când am ajuns acasă am... Uh, era să leșin o dată pentru că am făcut un duș foarte fierbinte și uh, când s-a terminat dușul, să zicem așa, și am vrut să ies afară din duș și am simțit așa cum amețesc și simțeam furnicături în degete și în picioare și a trebuit să mă întind repede pentru că altfel sigur leșinam, dar după de la săptămână la săptămână am început să mă simt din ce în ce mai bine. A trecut o lună, cum v-am spus, și deja am o săptămână de când m-am apucat iar de făcut sport, Ies la alergat și încerc cumva să compensez stările mele psihice și hormonale, pentru că știu că sunt foarte mult influențate de acest dezechilibru hormonal pe care trebuie să-l accept și trebuie să aștept și să am răbdare să se echilibreze, și atunci încerc să fac sport, pentru că atunci, pe moment, în momentul în care fac sport, și o oră, două mai târziu mă simt gen foarte bine, dar după aia revine această stare, care este o stare, stare, care este o stare foarte ciudățică în sensul în care ba sunt ok, ba nu sunt ok, ba am o stare de nervi, ba am o stare de supărare, ba îmi vine să plâng, ba îmi vine să urlu și oscilez practic de dimineață până seară, seara, între aceste stări. Și sper să treacă. Am vorbit cu medici, am vorbit cu mai multe persoane care au trecut și ele prin această experiență și cumva toți mi-au spus că trebuie să am răbdare cu organismul meu pentru că este normal și o să se echilibreze totul. Acum ce să vă zic? Nu este o operație grea, nu este o operație din care ieși foarte bușit, Durează cam două săptămâni până când începi să te simți iar bine din punct de vedere fizic, pentru că chiar mi-am dat seama că noi folosim zona asta și mușchi ăștia mult mai mult decât credeam eu. De exemplu, um, când uh, trebuia să mă ridic din pat, gen, nu puteam să mă ridic așa drept, trebuia să mă întind mai întâi pe o parte. Sunt multe lucruri pe care le făceam mai greu, dar nu este o zonă care te incomodează chiar atât de mult dacă vrei să te mici. Nu este, nu este ca și cum ai avea operație la abdomen sau la picior sau așa mai departe. Deci te refaci destul de repede. Ceea ce pot eu să vă zic este că este normal dacă trebuie să treceți prin astfel de situație să vă simțiți speriați sau speriate și să simțiți această stare de agitație și eu eram destul de speriată, sincer, și aveam această stare în care nu reușeam exact să înțeleg ce simt, dar nu vine să cred că deja a trecut o lună și practic acum pot să zic că sunt aproape ca înainte, mai durează, cred că o să mai dureze puțin până când o să mă echilibrez de tot, dar sunt mult mai ok. Trebuie să aveți mare grijă dacă treceți prin astfel de operație: să nu aveți căderi de calciu. Este foarte important să vorbiți cu medicii care vă urmăresc, cu medicul chirurg și medicul endocrinolog, să vă asigurați că după operație o să vi se administreze calciu. Eu am stat pe perfuzii de calciu vreo 3-4 zile și paracetamol, asta mi s-a dat pentru durere și încă ceva, dar nu mai țin minte acum numele. Și da, depinde foarte mult de la organism la organism. Sunt unele persoane care mi-au spus că în seara respectivă, după operație, deja puteau să mănânce și se simțeau foarte ok. Eu nu am fost atât de norocoasă în sensul în care v-am zis că mi-era foarte greață și chiar și Câteva zile după, până când am început să simt iarăși poftă de mâncare, a durat puțin. Deci, fiecare corp reacționează diferit. Anestezia generală pe mine mă speria, mi-era frică să nu mă trezesc. Dar, de fapt, și de drept este foarte ok experiența, și foarte rar se întâmplă lucruri anormale, când este vorba de anestezia generală. În cazul meu a decurs totul foarte, foarte ok. Ce să vă mai zic? Um, am postat pe TikTok toată experiența, am documentat am documentat totul din ziua în care m-am internat până a treia zi, după mi-am luat uh, o pauză de la social media pentru că cum am spus aveam tot felul de stări și Trebuia să stau eu un pic cu mine să diger toată experiența, dar am documentat. Deci, dacă vreți să vedeți cum mă simțeam. Am, deci, eram atât de euforică după ce am ieșit din operație din cauza pastilelor, încât am făcut un clip în care bine nu mi-arăt fața, dar vorbeam efectiv și spuneam cum mă simt. Deci, pentru cine vrea să vadă mai multe detalii și informații, puteți să mă urmăriți pe TikTok și acolo am postat toată experiența destul de detaliat. În rest, uh, nu știu, sunt multe lucruri pe care le-am înțeles datorită acestei experiențe și mi-am dat seama că Sănătatea este foarte, foarte importantă și poate că pare un clișeu ceea ce spun acum, dar eu până la această descoperire cu nodulii pe glanda tiroidă nu am avut nicio problemă de sănătate în ceea ce privește fizicul, lăsând psihicul deoparte și nu credeam că o să trec vreodată printr o situație de genul și situația asta m-a făcut să conștientizez că trebuie să am mult mai multă grijă de corpul meu și că sunt totuși uh, foarte norocoasă pentru că am descoperit nodulii din timp și pentru că am avut posibilitatea să mă operez și să scap de acești noduli într-un timp destul de scurt. Povestea este foarte întortocheată, trebuia să mă operez în Italia, dar nu m-am operat până la urmă. M-am întors în România, a fost așa un pic cu du te vino și am povestit pe TikTok uh, ce s-a întâmplat. Deci dacă vreți să știți mai multe, puteți să vă uitați. N-aș vrea ca acest clip să fie foarte, foarte lung. Și ce să vă mai zic? Uh, mă bucur că acum am... Uh schimbat un pic felul în care privesc niște lucruri și chiar îmi doresc să nu mai pierd timp pentru că înainte aveam senzația că pot să nu neapărat să pierd timp, dar nu mă deranja atât de mult dacă trecea timpul și dacă în timpul ăsta care trecea nu făceam lucrurile așa cum îmi doream. Acum sunt mult mai atentă la cum petrec timpul, cu cine petrec timpul, cum mă simt și ce vreau să fac cu timpul meu. Am făcut curățenie în viața mea, să zicem așa, pentru că foarte multe persoane care, sincer, mă așteptam să-mi fie aproape în perioada asta, nu mi-au fost și pentru mine a fost o trezire la realitate și am zis că, ok, e momentul să renunț la anumite relații care. Nu sunt deloc uh, benefice pentru mine, și pot să spun că din momentul în care m-am operat până în prezent, m-am schimbat foarte mult și m-am schimbat în bine, deci până la urmă tot răul spre bine. Am de gând să modific un pic și canalul de YouTube, am de gând să postez mai multe lucruri și. Să vă spun și mai multe lucruri personale să zicem așa, deci nu o să vorbesc doar despre astrologie, și ați văzut că am mai postat lucruri, am un playlist care se numește Vindecare, în care am mai povestit un pic despre mine, despre experiențele mele din trecut, despre experiența mea cu terapia, mersul la psiholog și așa mai departe. Deci acest clip va ajunge tot în acel playlist și sunt foarte bucuroasă că m-am întors și că acum poți să uh, privești un pic altfel și canalul ăsta de YouTube pe care l-am neglijat pentru că nici psihic, sincer, să fiu eu în ultimii ani nu am fost bine, și astrologia a fost întotdeauna un refugiu, dar acum a devenit nu doar un refugiu, ci și un plan pentru viitorul meu, să zicem așa. Deci, um, sunt chiar bucuroasă că am altfel de atitudine. Sper că acest clip să fie de folos pentru persoanele care urmează să treacă printr-o operație. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi lăsați aici jos un comentariu. O să vă răspund cu mare drag și, repet, dacă vreți să înțelegeți mai multe despre cum a fost toată experiența asta, puteți să mă urmăriți pe TikTok. Pe TikTok postez și lucruri despre astrologie, nu doar despre viața mea, deci și acolo găsiți content despre astrologie. Ne vedem curând cu un clip nou care va fi despre astrologie și aveți grijă de voi și priviți toată experiența mea și acest clip ca pe un semn, mai ales în cazul femeilor, pentru a vă face un control la glanda tiroidă, pentru că nu se știe niciodată și mai bine afli din timp decât să, decât să afli prea târziu. Eu habar n-aveam că glanda mea este afectată de acești noduli, nici nu mă gândisem înainte să merg la consult că pot avea probleme și m am explicat în celălalt clip, cred, sau pe TikTok, nu mai știu unde am povestit cum am ajuns eu să-mi fac un consult la glanda tiroidă și, practic, așa pe scurt, am fost trimisă de către psihiatru pentru că nu mai puteam cu anumite stări și uh, când am fost la consult s-a uitat așa la mine, s-a uitat la glanda mea tiroidă și a zis că hei, eu cred că ar trebui să mergi să-ți faci un consult pentru că mi se pare că este cam inflamată. Și asta am făcut. Bun, ne vedem curând, aveți grijă de voi și vă doresc multă sănătate și numai bine. Pa, pa!